Victor, o primă repriză de uitat, ca să zicem așa. Da. Ce s-a întâmplat? Din păcate, în prima repriză nu am fost noi. Am avut un joc pe care nu îl recunoaștem, greșeli individuale care în mod normal n-ar trebui să existe la noi în echipă. A fost o repriză slabă, foarte slabă, în care am încasat 3 goluri. După discuțiile de la pauză, cred că a revenit o altă echipă de la cabine, am reușit să întoarcem în 7 minute să dăm 2 goluri. Și a fost o repriză pe care am controlat în totalitate, am dominat-o. Ocazii. Din păcate, ocazii, destule, da. Ocazii foarte multe, totul a culminat pe finalul jocului, când din 3 șuturi cu toată poarta în față n-am reușit să băgăm mingea în poartă. Din păcate, astăzi fotbalul ne-a pedepsit pentru că atitudinea noastră, în special din prima repriză, n-a fost una corespunzătoare obiectivului și pretențiilor pe care le avem. Ăsta este fotbalul, sper să învățăm ceva din acest joc. Din păcate am pierdut din diferența care o avem, dar am încredere pentru că tot acești jucători au jucat până acum și au reușit să țină echipa la acest nivel, adică să fim pe locul 2. Au contat și absențele de la ei avut? Da, avem multe absențe, trebuie să improvizăm, dar pentru mine nu este o scuză pentru că avem un lot echilibrat și eu cred că cine intră trebuie să-și facă datoria la fel ca ceilalți. Sunt
bucuros de jucătorii care au intrat în repriza a doua, care au venit de pe bancă, au adus un plus. Sper să ne revenim cu fiecare etapă, să recuperăm din jucătorii accidentați, pentru că suntem puțini și în momentul în care avem nevoie de aportul jucătorilor de pe bancă, nu prea avem soluții, în special la nivelul juniorilor. Asta nu este o scuză, trebuie să găsim soluții. Sunt convins că le vom găsi și sunt convins că vom arăta altfel în continuare. Cum ai caracteriza arbitrajul? Iată, au fost și faze discutabile. Da, au fost faze discutabile, dar cred că au fost în ambele sensuri. Cred că prea ușor s-a lăsat influențat de toate căderile adversarilor, pentru că odată ce Fluier o cădere pe care o simulează, care simulează un fault, ei vor face același lucru în continuare. Dacă nu Fluier, probabil își vor vedea de joc și vor încerca să joace fotbal. Au tras de timp toată repriza, dar și-au atins scopul. Îi felicit pentru rezultat și le doresc succes în continuare. Cosmin, astăzi nu a fost ziua noastră. Într-adevăr, Alex, așa este. Suntem foarte supărați, ce să zic, am prestat un joc foarte, foarte slab în prima repriză. A doua ne-am revenit, dar a fost prea puțin. Dar cu ce v-a surprins în prima repriză? Practic, m-ați mișcat, ca să zicem. Da, lipsă de marcaj, ce să zic, un penalti, au căzut niște goluri, nu știu, întâmplătoare, zic eu, dar asta este, plecăm fără niciun punct, din păcate. Repriza a doua, altă abordare, altă atitudine? Într-adevăr, da, ne-am motivat, să zic așa, nu știu, la pauză, ne mobilizeam mult mai bine, am ieșit hotărâți, eram convinși că să facem tot ce depinde de noi, să ieșim cu fruntea sus. Și ne-a ridicat la nivelul meciului, l-am scris de două ori, a fost prea puțin. Și ratat, asta. Cred că au avut șanse, da, de quasi imense. N-a fost să fie. Sperăm să ștergem cu buretele și să câștigăm etapa viitoare cu Deva. Acest rezultat relansează, practic, lupta pentru locul 2, deși aveți prin planul, cum da, o vezi până s-a, la final? S-a mai micșorat distanța. Lupta este strânsă până în ultimul moment, zic eu, până în ultima etapă. Sper să ținem avantajul acesta, să nu mai facem pași greșiți și la fiecare mici să ne mobilizăm mult mai bine, să nu mai începem așa relaxat, să facem iar greșeli, iar să muncim să egalăm din nou, cum a fost și la Deva, am fost conduși 1-0, iar am egalat. Sperăm să eliminăm greșelile și să fim bine, să câștigăm. Bobby, felicitări, o victorie muncită, o victorie așa, un meci cu nerv. Da, mulțumim pentru aprecieri. Un meci greu, a doua repriză, am intrat ușor relaxați, am luat două goluri repede și am băgat echipa oaspete în joc. Și a trebuit să muncim până în ultimul minut ca să câștigăm cele trei puncte. Care a fost diferența? Ce s-a întâmplat? Ce ați adus în plus? Cred că am fost un pic mai motivați, băieții au știut că e ultima șansă ca să rămânem acolo în lupta pentru locul 2. Și cred că asta i-a motivat și am intrat foarte bine în prima repriză, am condus cu 3-0, dar o ușoară relaxare, inadmisibilă de fapt, dar una peste alta, felicit jucătorii pentru munca depusă și pentru victorie. Arbitrajul cum l-ați comentat? Arbitrajul a fost ok, nu cred că a greșit sau dacă n-a făcut-o intenționat sau... Din punctul meu de vedere, arbitrajul a fost ok. Mulțumesc și eu.